este legat și de așa numitul program de rețele inteligente, Smart Grid, dar el este dedicat în mod special evacuării energiei regenerabile din zonele foarte bogate, cum e, de exemplu, zona Mării Nordului, care este o zonă foarte bogată. Și, în general, zona de nord a Europei și vehiculării către alte zone deficitare ale Europei și, invers, energia de producție solară din sud să fie în compensație adusă spre nord. Ei, toate țările au simțit că aceasta este direcția de dezvoltare. Ungaria s-a înscris cu zeci de proiecte ca să beneficieze de acești bani pentru racordarea la aceste rețele magistrale. Noi suntem în somnolență. Noi nu ne dăm seama, pentru că noi nu avem această gândire. Nu avem gândirea că viitorul este al acestei energii și că numai sursele curate vor supraviețui. Este foarte probabil, eu vă spun acum ceva care ar putea să deranjeze multă lume, este foarte probabil ca nici Cernavodă să nu se mai dezvolte. Acum 4 ani s-a pierdut o șansă unică. În momentul în care guvernul României a hotărât că schimbă modelul de investiție de la Cernavoda în anul 2008, din acel moment Cernavoda a devenit foarte discutabilă. Din acel moment. Am fost primul și cred că singurul care am semnalat acel pericol. Și văd că, din păcate, se confirmă. Ar fi un fel de rețele de interconectare între statele Uniunii Europene, adică am putea să luăm tot energie eoliană în loc de o energie pe care să o procurăm de la termocentralele din România pentru echilibrare? Sau cum ar funcționa aceste rețele? Deci, dacă energia eoliană rămâne în granițele țării, atunci ea trebuie să o observe, trebuie să se supună variației consumului din acea țară. Care este noaptea mai mic, care este la vârful de seară mai mare, în orice caz trebuie să se supună variațiilor consumului din acea țară. Mai mult decât atâta, sunt și niște condiționări hidro. Energia apei și ea este produsă după anumite fluctuații. Dacă însă granițele se extind la nivelul continentului, în momentul ăsta aceste variații scad foarte mult. Regiunile între ele se pot compensa. Este și un decalaj de fusorar, dar sunt și niște probleme de producție hidro și aceste lucruri se pot compensa. Și atunci are loc o echilibrare naturală. Are loc o echilibrare naturală și eu nu mai trebuie să fac producere specială numai pentru echilibrare. Vă propun să revenim după o scurtă pauză. Aha, deci Sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului pentru a călători în orice punct din spațiu și timp din întregul univers. Fiecare călătoria noastră va fi un adevărat eveniment. Știința și tehnologia lui Homo Sapiens ne oferă în fiecare clipă prilejul de a ne minuna și de a ne bucura că universul întreg poate fi înțeles de noi niște ființe atât de plăpânte. Mașina timpului vă va purta către universuri nebănuite, înspre tehnologii care ne vor schimba viața. Mașina timpului, în fiecare miercuri de la ora 20. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Sunt Alexandra Furnea și te invit la o discuție savuroasă cu bărbați despre femei, cu femei despre femei, cu artiști despre modă, cu modele despre stiluri, cu stiliști despre trenduri, cu noi femeile despre universul nostru chic. Fără prejudecăți și fără teamă, modista te învață să fii femeie la superlativ, duminică de la ora 13 pe romanialiberă.ro și pe Radio Links. Ca să ne citești, fă click pe www.modista.ro. Dacă tot am discutat despre sistemul acesta învechit de tehnologii în termocentrale, la Doicești ce se întâmplă? De ani de zile acea termocentrală nu funcționează, a existat o perioadă în care autoritățile au anunțat că s-au făcut unele investiții
Și în continuare, de la an la an, Toni, se spun de diverse firme care ar urma să vină să repornească acea termocentrală. Pentru ce este ținută sau care este raționamentul de a ține în conservare acea termocentrală? Va mai putea fi repornită vreodată? Termocentrala Doicești de la început a pus foarte mari probleme, încă din regimul comunist. Au fost probleme de proiectare, de inadecvanță a calității combustibilului cu datele de proiect. În sfârșit, a mers totdeauna la parametrii foarte proști, cele două unități de câte 200 de megawați de la Doicești. După Revoluție s-a încercat, s-a retehnologizat, s-a reparat fără prea mare succes. Costurile de producție sunt foarte mari, instalațiile nu sunt fiabile. La un moment dat se luase decizia ca să se mai dea o șansă unui singur grup, unei singure unități. Chiar și în aceste condiții, costurile sunt exagerate și prohibitive. Deci nu are șanse să funcționeze ceea ce există atunci. Acum câțiva ani de zile, guvernul a încercat să aducă investitori. Evident, să înlocuiască ce este acolo. Deci oferind practic amplasamentul și facilitățile de conectare, deci nu echipament. N-au venit la început, motivul era guvernul se pregătea să facă acei campioni și un investitor era descurajat să concureze cu acei campioni care dominau piața. Între timp, lucrurile s-au înrăutățit datorită conjuncturii internaționale. Adică este clar că în Europa bate vânt pentru energie curată. Deci cărbunele va supraviețui numai în zonele în care este cu adevărat ieftin. Adică zona Oltenia are zăcăminte la suprafață importante, se poate face producție masivă acolo și deci ar avea ceva șanse. Alte zone pentru producție pe cărbune sunt într-o situație critică. Acum cred că știți că în Europa există un conflict declarat între Polonia și Uniunea Europeană și Comisia Europeană pe problema închiderii multor termocentrale pe cărbune. Iar Polonia are un cărbune de foarte bună calitate și mult mai mult decât noi. Deci acesta este, din păcate, viitorul cărbunelui. De câteva zile tot ascultăm declarații ale autorităților referitoare la calendarul de liberalizare al prețurilor. Uniunea Europeană a cerut să renunțăm la prețurile reglementate de prin 2007. An de an am tot fost anunțați și că există termene în care se amână. Și vreau să vă întreb de ce această reținere la liberalizarea de prețuri de care nu vom scăpa? Și cum se poate realiza cel mai eficient? Ce soluții ar putea exista pentru ca nici populația să nu fie afectată și nici producătorii să piardă? Mai întâi să observăm că liberalizare eșalonată vorbim din anul 2000. În anul 2000 am avut o lege a energiei care a prevăzut acest lucru, în anul 2000, și în anul 2000 s-a liberalizat 10% din piață. Tot această idee de liberalizare în tranșe era valabilă și atunci. După care ne-am luat obiceiul ca la fiecare 3 ani să mai stabilim un calendar de 3 ani de liberalizare. Un astfel de calendar sau hartă de parcurs am convenit-o cu Uniunea Europeană la aderare. 2007. Da. Atunci trebuia să liberalizăm din 2004 până în 2007, în acești 3 ani, că noi am luat modelul celor 3 ani de fiecare dată, așa încât în 2007 să o avem la 1 ianuarie liberalizată integral și la electricitate și la gaz. Deci nu se pune problema că acum vorbim de ceva nou.
Mai mult decât atât, o să încerc să arăt în foarte puține cuvinte că este și ceva demagogie și populism aici. De fapt, noi avem în vedere, dacă mai facem această liberalizare eșalonată în continuare, de data asta nu să liberalizăm, ci pur și simplu să împingem cu forța pe unii consumatori și poate producători, cu forța, repet, în piața liberă. Aceasta ar fi noutatea acum. Acest lucru noi nu l-am făcut în trecut. Noi și legislația de acum este, permite liberalizarea integrală a pieței. Dar nu avem o lege care să permită statului să împingă cu forța pe producători și pe consumatori în piața liberă. Asta ar fi noutatea. Personal am pledat pentru altă idee. Văzând care sunt amenințările foarte grave pentru industria energiei din România și alimentarea cu energie în România în momentul de față. Nu reușim să ne respectăm angajamentele față de Uniunea Europeană. Avem în continuare o corupție foarte semnificativă. Nu avem investiții. Nu suntem interesați pentru investiții. De aici trebuie să plecăm. Avem consumatori, probabil ceva de ordinul 40%, cel puțin, din consumatori în România, care nu pot să plătească factura. De la aceste elemente ar trebui să plecăm. Ce să facem ca să rezolvăm toate aceste probleme? Adică ne trebuie o viziune. Nu măsuri din astea demagogice. Da, dar mă gândesc că alții au făcut-o înaintea noastră, nu? Mai multe state din Uniunea Europeană. Sau există un sistem de internare? Nimeni n-a lungit atât de mult acest proces. Dar există un sistem, deci, în care acest proces, dacă se lungește, noi am știut asta chiar la nivelul anului 2000. Dacă acest proces se lungește, el produce toate aceste efecte negative de care v-am spus. Produce deranjament foarte mare la Uniunea Europeană. Produce corupție, pentru că existând prețuri paralele, oricând se va spune că la un băiat deștept a plătit mai mult decât prețul reglementat, ca justificare supremă. Așa. Nu vom avea investiții, pentru că dacă nu avem prețurile vizibile, alea reale, nu vine niciun investitor, așa, și populația nu va fi capabilă să plătească. Dar ca să înțeleagă ascultătorii noștri, deci trebuie să avem un singur preț la energie. Liberalizarea asta înseamnă în esența ei să formeze prețul în piață, la intersecția dintre cerere și ofertă. Deci să ai un preț al pieței. Asta este în esență liberalizarea. Părerea mea, și nu am acum timp, dar aș putea să o dezvolt, părerea mea este că această liberalizare, ca să avem un singur preț în piață, se poate face aproape peste noapte.